nou vlog. În videoul de azi vizităm orașul antic Mira și ajungem și în alte zone în apropierea orașului Demre. Ruinele orașului antic se află la 2 km față de centrul orașului Demre și sunt înconjurate de sere. Vă spuneam și în videoul anterior, o mare parte din suprafața orașul este acoperit de sere, unde se cultivă în principal roșii. Situl arheologic era aproape de cazarea noastră, așa că am mers pe jos, printre sere, până la ruine. Intrarea ne-a costat 90 de lire, adică undeva la 20 de lei. Pentru a evita aglomerația, am ales să mergem chiar la prima oră când se deschidea situl și astfel evitam și orele în care era deja foarte cald. Mira a fost un oraș grec în antichitate, unul dintre cele mai importante din Licia. A fost pentru o perioadă chiar capitala regiunii și este practic Demreul de astăzi. Ruinele orașului sunt în mare parte acoperite cu aluviuni. Citeam că se află la 6 metri adâncime sub nămolul aluvionar depus de râul Miros, care astăzi se numește Demre. Astăzi, în situl arheologic, putem vedea necropola, mormintele licene săpate în stâncă și teatrul roman. În momentul în care ne-am hotărât să mergem în Demre, când am căutat informații despre localitate, găseam pe internet imagini cu mormintele liciene săpate în stâncă și în momentul în care am intrat în sit, ne-am dus direct înspre peretele de stâncă unde se aflau aceste morminte. Ele se văd și din afara sitului propriu-zis, e cumva în evidență, fiind un perete vertical unde se văd tot felul de sculpturi de mici grote, să zic așa. Mormintele liciene au fațada unor temple cu coloane sculptate în stâncă. Citeam că atunci când au fost descoperite, în interior erau pictate în culorile primare, roșu, galben și albastru. Acum nu pot fi văzute în interior, nu există vreo cale de acces către ele, e interzis să te cațeri, deci poți doar să le admiri de la distanță. Forma și modul în care ele au fost ornamentate indică statutul persoanei căreia i-a aparținut mormântul. Locuitorii Liciei credeau că morții vor fi duși în viața de apoi de către niște creaturi magice înaripate și din acest motiv săpau mormintele în stânci înalte sau le plasau pe vârful dealurilor, în orice caz în zone înalte. Astfel de morminte specifice regiunii Licia se găsesc în toată regiunea de-a lungul coastei Antaliei, în toate localitățile care au făcut parte în trecut din Licia. Situl în sine nu este foarte mare, așa că după ce am admirat mormintele și elementele specifice lor, ne-am îndreptat spre teatru din orașul antic Mira. Se poate urca, în teatru este o scară de acces și astfel am ajuns în partea superioară a tribunei. Teatrul din Mira a fost construit în perioada romană, avea o capacitate de 11.000 de locuri și a fost unul dintre cele mai mari din fosta Licia. Construcția este încă în picioare, deși a fost puternic avariată în urma unui cutremur în secolul II. Se crede că partea din față a teatrului era cândva decorată cu măști și sculpturi, pe care le vedem și astăzi în sit, sub formă de fragmente. Thank you.
structurile sub formă de mască, care au fost parte a teatrului din Mira, sunt și astăzi foarte bine păstrate, multe încă sunt într-o stare foarte bună și arată maestria sculptorului încă din vremea respectivă. După aproximativ o oră, cam atât am stat în sit, deja a început să se aglomereze, veneau autocarele. Grupuri care veniseră probabil din Antalya cu tururi organizate. Deasupra Teatrului Roman există ruinele unui castel bizantin construit în jurul Acropolei, orașului antic Mira. Inițial, orașul a fost construit în partea de sus, pe platou, iar în timp s-a extins. Am ieșit din situl arheologic și am căutat un drum care să ne ducă spre castel. La un moment dat am găsit o potecă și am ajuns chiar pe traseul marcat Lichen Way. Despre Lichen Way, traseul de lungă distanță de aproximativ 500 de kilometri, știam încă înainte de a merge în Demre. Este un traseu care pornește din Antalya și ține de-a lungul coastei sudice Antaliei până în Fethiye. Este un traseu care își propune să ajungă prin cele mai importante situri istorice, situri antice din fosta regiune Licia, de asta se numește Lichen Way, adică drumul Liciei, și este marcat cu un semn de culoare alb cu roșu, iar în zonele unde traseul nu trebuie continuat este făcut un X cu culoare roșie. Traseul de drumeție parcurge practic ruta comercială a locuitorilor din Licia de-a lungul coastei mediteranene. A fost conceput de o britanică împreună cu voluntari și sponsori și a fost deschis în 1999. E nevoie cam de o lună sau mai mult ca să fie parcurs integral. Prima parte a traseului mergea printr-o zonă de case sau de anexe ale caselor și cu cât urca mai sus observam serele și amfiteatru de fusese înainte. Era prima dată când vedeam o suprafață atât de mare acoperită doar cu sere. Vedeam ruinele orașului antic Mira, eram chiar deasupra Teatrului Roman și întâlneam o mulțime de testoase pe traseu. Chiar n-am speriat de testoase inițial, pentru că nu știam ce se aude așa prin... Da, se aude ca și când cădea o piatră sau ceva, pentru că ele își vedeau drumul așa, dacă era un prag. Și nu știam ce se tot aude. Da, îți vedeam carapace de... Era foarte multă rocă calcoroasă și se lovea de stâncă și ne surprindea cumva. Că noi ne gândeam că ar putea să fie, nu știu, șerp sau ceva șopârlă pentru că era destul de cald. Da. Doar că avea un sunet diferit. Ne-am zis foarte multe, cred că peste 10 testoase când urcam și coboram. Hello.
Ruinele castelului în sine nu sunt o atracție turistică, nu sunt foarte multe de văzut aici, dar merită să urci pentru a avea o priveliște asupra orașului și pentru că dincolo de sere se vede marea și se văd orașele din jur. Castelul este ușor de reperat încă de jos din oraș, pentru că acolo se află un steag mare al Turciei și e ușor de identificat. Orașul antic Mira merită vizitat dacă ajungi îndemre, împreună cu Biserica Sfântul Nicolae, pe care v-am arătat-o în vlogul anterior. Iar dacă vrei să faci o drumeție de lungă distanță, Licenului poate fi o variantă în regiunea Antalya, cu plecare sau cu popas îndemre. Cât timp am stat îndemre, chiar am întâlnit persoane care mergeau în drumeție pe Licenului, fie că făceau întreg traseu, fie că făceau doar anumite porțiuni. Cea mai bună perioadă pentru a parcurge traseu e fie în perioada de primăvară, între lunile martie și mai, fie toamna, undeva între septembrie-noiembrie. Pentru că altfel, în plină vară e foarte cald și de obicei pe traseu nu prea sunt multe zone cu umbră. După ce am coborât de la punctul de belvedere, am luat-o la pas spre mare și am mers pe aleea din Demre de pe malul mării până în Beymelek. Vă spuneam și în videoul anterior, plaja Tajdibi este atât de lungă încât ajunge până în Beymelek. Când am căutat ce putem face și ce putem să vedem în Demre sau în împrejurim, am văzut că exact lângă se afla laguna Beymelek, pe care o văzusem și din autobuz când am venit înspre Demre și mi-am propus să ajungem la ea. Laguna Beymelek este o are protejată, unde se află foarte multe specii de pești și foarte multe testoase. Fiind o are protejată, nu știam exact care e modul în care putem avea acces în area respectivă. Am ajuns la un centru de cercetări marine, pe unde am crezut noi că este intrarea, doar că n-am putut intra pe acolo pentru că doamna de la pază ne-a făcut semn să ieșim. Da, ea nu vorbea deloc engleză, nu ne-am putut înțelege cu ea. Nu știm dacă e nevoie de un permis special ca să intri în area protejată. Pur și simplu am renunțat la idee pentru că nu înțelegeam ce e de făcut. Era o barieră în fața noastră, doamna nu ne lăsa să intrăm, nu înțelegeam ce ne spune ea, nu înțelegea ce îi spuneam și am lăsat-o baltă. Ne-am dus spre plajă, gândindu-ne că poate pe acolo putem să ajungem în zona lagunei, doar că era un gard. Dar cu toate astea am putut să vedem laguna din dronă și am putut să ne facem așa o idee despre cât de mare, cât de întins ar fi area protejată. Am luat un autobuz și am mers spre Finiche, la 25 de kilometri de Demre. Fiind așa aproape de Finiche, am vrut să vizităm și acest orășel, pentru că atunci când veneam spre Demre și ne-am oprit în Finiche, mi s-a părut interesant partea centrală a orașului. Finiche este fostul oraș antic Phoenix, un port al Liciei. Astăzi este un orășel liniștit, nu foarte aglomerat, în care se cultivă la fel foarte multe citrice. Autogara din Finiche este chiar în
partea centrală a orașului, așa că după ce am coborât din autocar, ne-am plimbat prin partea centrală. Ce drăguț e podul ăsta! Ulterior ne-am îndreptat spre portul din Finiche, unde este și un parc, doar că era în renovare și din zona portului aveam o priveliște foarte frumoasă asupra zonelor montane din jur. După ce ne-am plimbat puțin prin port, ne-am îndreptat spre plajă din Finiche. Deși era o zi cu vânt destul de puternic, ne-am bucurat de faptul că plaja era pustie și am petrecut câteva minute bune acolo. Vizităm Andriache, portul orașului antic Mira. Ajungem într-o arie protejată unde vedem flamingo și mergem și pe o altă plajă din Demre. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final și ne vedem în următorul video.